Cred că, în primul rând, comunitatea este cea care dă individualitatea. Dar comunitatea lucrează într-un anume timp, dacă tot vorbim despre grabă. Și timpii aceștia, de multe ori, dacă discutăm unde ne grăbim în viață, ne grăbim în a realiza un obiectiv. Dar în același timp există persoane care nu se grăbesc niciunde. Adică trăiesc de pe azi pe mâine, la mila societății, la marginea societății, și pentru care timpul, pentru ei timpul nu contează. Timpul este iluzoriu, este un lucru nepalpabil, este un lucru nemăsurabil. Că nu mai au ce spera sau în ce crede. Da, dar oamenii ăștia trebuie recuperați cumva, pentru că ei nu fac altceva decât să îngroașe rândurile unei mulțimi care își consumă timpul vieții fără a ajunge la un obiectiv și fără a discuta despre semnificația cuvântului grabă.